Bine v-am găsit, stimați telespectatori, sunt într-o ipostază inedită, cel puțin la canal 33. Emisiunea 3x3 cu Ion Cristoiu aduce o surpriză. Eu sunt moderator, adică pe postul de coțofană care zice ce părere aveți, cum comentați, și analistul, personalitatea, este Marius Tuc, am inversat rolul. Bună seara, bine v-am găsit. Mă rog, că înainte de a discuta despre politică, ai sărbătorit acum 2 ani. Am sărbătorit, s-au împlinit. Când am făcut interviul la istoric, datorită mie, sigur, și răspunsurile tale, nu te-am întrebat care este diferența dintre Marius Tucă la televiziune și Marius Tucă pe internet. Care diferența? Adică eu sunt diferent, e același lucru, te simți același om, simți nevoie să te schimbi. A, faptul că fac emisiuni pe... Ai făcut, te-ai consacrat pe Marius Tucă pe TV, e o diferență. Nu știu, nu cred că am simțit o mare diferență. Eu intru în studio, cred că și dacă aș fi undeva unde ne-ar vedea cineva din studio, m-aș comporta la fel. Nu e nicio diferență între cel care apărea la o televiziune, așa cum am apărut în atâția ani, și cel care apare pe net. Nu. Care este criteriul? Cred că e un pic mai mare libertate, nu știu. Care e criteriul succesului? Am văzut că acolo vorbeai la televizor, ce era? Ratingul. Ratingul. Aveai în fiecare zi, a doua zi după emisiune, așteptai să vină verdictul, să vadă ce audiență ai avut în seara respectivă. Aici e vorba de numărul de vizualizări. Pe Facebook, pe YouTube, acum suntem și pe ăsta, a fost Twitter, se cheamă X acum, și pe TikTok, suntem peste tot. Și am înțeles că stai bine. Da, pentru vârsta mea stau destul de bine. Acum face pământ. Da, destul de bine. Mai ales că sunt emisiuni în fiecare zi, adică nu fac o dată pe săptămână, cum se întâmplă cu podcasturile, că cele mai multe podcasturi sunt o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni. Eu am în fiecare joi, dar eu nu știu pe ce l-ați invitați. Spune și mie, e un program fix, adică spune și mie acum. Nu, în funcție de... Sunt câțiva analiști pe care îi aduc. Deci lune... Pe unul cheamă Ion Cristoiu. Bine, la mine nu are importanță. Nu, că... în ultima vreme l-am avut pe Valentin Stan, l-am avut pe Victor Ponta foarte multă vreme, dar e plecat așa, mai călătorește domnia sa. Ion Cristoiu întotdeauna a fost joia și restul în funcție de evenimente. Analiști generali care vin să discute despre război. Lăudat cineva. Și da, ce anume? Iată un interviu ultima oară cu Bădălan, am înțeles că a fost foarte bun. Da, Bădălan, da, după, din punctul meu de vedere, știți că dumneavoastră aveți o vorbă, că apar peste tot ăștia bese în cizme. Bădălan, generalul Bădălan, e un general în adevăratul sens al cuvântului. A fost și ani de zile șeful statului major al armatei și e un om care știe carte, care știe istorie, nu numai știe strategie militară, și cred că dacă vrem cu adevărat să știm ce se întâmplă, de exemplu, în Ucraina, atunci ar trebui să ascultăm ce spune Eugen Bădălan. Nu aveam cum să te întreb la emisiune pentru că tu puneai întrebări și așa. Păi da, am venit aici ca să mă las la întrebări. A fost Ponta. Da. L-ai întrebat de scandalul ăsta cu Corina Crețu? L-am întrebat. Spune-mi știrea și ce ți-a răspuns? Știrea e că nu mi-a dat, adică nu mi-a... se combină pro cu aur? Răspunsul lui a fost că într-adevăr există în momentul ăsta negocieri între cei de la Pro-România. El nu participă la aceste negocieri și că probabil vor face o alianță sau vor candida împreună, nu știu, încă nu se știe după exact, dar negociază. După tine, canalii sunt apropiați? Adică va fi un concubinat? Dacă e să urmărim discursul lui Victor Ponta, dacă l-ați văzut dumneavoastră, cred că da. Adică cel puțin de când a început războiul încoace în Ucraina, că de atunci am început și eu să fac emisiune aici la Gândul, discursul lui este un discurs suveranist, dacă e să mă întrebați. Adică față de celelalte discursuri care știți, sunt discursuri clasice, adică că a câștigat Ucraina, că rușii sunt de nu știu ce, Victor a fost cumva exact în partea opusă. A lăsat să se înțeleagă că vor avea și oamenii lui pe listele europarlamentare. Negociază, e posibil orice lucru. De ce n-a pus-o pe Corina Crețu? Păi Corina Crețu nici n-a apucat să o pună undeva, pentru că și-a dat demisia când a auzit că există negocieri între AUR și Pro-România.
După părerea ta de analist, speră să se ducă la PSD? Corina Crețu? Da. Din ce a spus, din ce a declarat ce mi-a spus Victor Ponta, nu. Pentru că discuțiile astea cu AUR erau justificate sau, mă rog, venea și argumenta de ce se întâmplă asta Victor Ponta, pentru că el a vrut să facă o alianță cu PSD-ul. Însă nimeni de acolo nu l-a vrut pe Victor Ponta și pe nimeni din Pro-România. Și atunci oamenii ăștia cumva trebuia să găsească un fel de alianță, având în vedere scorul electoral sub 5%. O întrebare incomodă pentru tine, că ești în relații bune, vă zic, prieten cu Ponta. De ce partidul lui nu a avea teoretic toate șansele să intre în coasta PSD și să câștige mult? Acum, după alegerile din 2020. Da. Premier, președintele partidului. Pentru că Victor a spus de la bun început că nu îl interesează nicio funcție. Și a lăsat, mai ales la începuturile dialogului nostru, a lăsat de înțeles că nu mai vrea să facă politică la modul la care a făcut. Și atunci, automat, dacă vă uitați în topurile astea de încredere care se fac, Victor Ponta stă foarte bine. E considerat cel mai bun prim-ministru pe care l-a avut România și așa mai departe. Dar el neangajându-se, nespunând, împins de la spate, tot întrebându-l eu, a spus că da, o să vedem, o să candidăm la alegeri și așa mai departe. Dar n-a mai vrut să facă politică așa cum făcea odată. Și n-am înțeles de ce, nici eu n-am înțeles de ce. Are ceva, îi lipsește o anumită îndrăgire? Da, îi lipsește o motivație de a face politică așa cum, da. Probabil s-a și obișnuit să facă politică la un nivel foarte înalt. Mai ideea nu era. Da. Și când era înalt, îți merge mașinăria. Și da, eu uite, mă gândeam, vă duceți aminte, PSD-ul avea în opoziție între 96 și 2000 în primele bănci, însemnat în Camera Deputaților, toți marii grei din PSD, începând cu Iliescu, care fusese președinte, Adrian Năstase și așa mai departe. Și au stat 4 ani pe băncile opoziției. Adică, nu știu, nu mai are răbdare, nu mai vrea să facă asta. Are niște firme, face business. Cred că și-a schimbat cumva de la modul de viață și la tot ceea ce... Nu mai e acolo, nu se mai simte bine acolo. Eu fac... De 30 de ani faci și tu... De 35 de ani în decembrie facem, da, da. De ce crezi că în coasta PSD nu s-a evit un partid de stânga? Adică de ce stânga e tot timpul dominată de PSD și la dreapta sunt atâtea? Pentru că PSD a pus o piatră de hotar atât de grea, atât de puternică în ceea ce privește filiale locale, adică tot ceea ce se întâmplă în țară. Vorbeam mai devreme despre Baron, da? Astfel încât a fost foarte greu să vină cineva să dizloce, să fărâme, să sfarme ceea ce a construit pe PSD-ul în teritoriu. Nu vedeți că la toate alegerile, cu excepția alegerilor parlamentare din 2019, unde a luat un PSD-ul n-a obținut, adică pe undeva în jurul 30%. Baza asta electorală, grea, nucleul greu al PSD-ului s-a menținut întotdeauna. Au fost încercări, a fost Alianța pentru România la un moment dat, care n-a avut șanse mari de izbândă, adică s-a umflat la început, a fost ca o gogoașă de asta care s-a umflat, dar în scurt timp a dispărut. Și au mai fost încercări de felul ăsta. Dragnea a făcut partid după ce a plecat din PSD. Nu poți să spui că sunt de stânga. Aia. Nu de stânga, de ce sunt votați? Sunt votați pentru că sunt cu aia mai săraci, sunt cu categoriile mai defavorizate. Ba da, chiar sunt un partid de stânga, pentru că atunci când vine vorba despre protecție socială, au fost întotdeauna oferit protecția asta socială. Cum îți explici faptul că în 2014, deși s-au... Dar am dat greu, credeam că e o emisiune mai relaxată. Să mă întrebați cum comentez de asta. Nu, chiar sunt curios. Nu, dar chiar eu știu că ne știm bine. Eu sunt chiar curios. Chiar sunt curios, nu știam de la tine. De regulă, tu pui întrebări și eu răspund. Nu, și chestia asta cu PSD-ul s-a întâmplat indiferent dacă șeful de partid a fost Joana. Așa e. Nu poți să spui că Joana e un om de stânga, sincer. Adică poți să spui că e orice, dar nu un om de stânga. Fie că a fost Dragnea, fie că a fost Ponta, fie că a fost Năstase, fie că a fost Iliescu, întotdeauna nu a contat atât de mare, nu a avut atât de mare importanță liderul, ci această bază foarte solidă pe care o are, nucleul dur, despre care se vorbește întotdeauna al votanților PSD. Spuneam că în 2014 s-au unit două partide,
de dreapta, amândouă de guvernământ, ca să facă un partid mai mare. De ce nu le-a ieșit? Nu le-a ieșit pentru că PDL-ul, dacă nu intra sub pulpana, cum spuneți dumneavoastră, sub pulpana PDL-ul, dacă nu intra sub pulpana PNL-ului, dispărea. Așa cum a dispărut și PNCCD-ul după 4 ani de guvernare. Se părea mai bun organizat, mai bine organizat ca PNL. Erau organizați la vârf. Da, din punctul meu de vedere. Și aveau o chestie. Uite, în vremea când Băsescu, Petre Roman conducea partidul, dar cel mai activ era Băsescu, că era ministrul transporturilor. Adică e partidul care a reușit o performanță incredibilă. A fost 4 ani la guvernare lângă PNCCD, dar totul s-a contabilizat la PNCCD. Pentru că ei au fost 4 ani la guvernare cu partidul lor, dar au făcut opoziție fiind la guvernare, într-o coaliție de guvernare. Și nu prea mai avea, ce să facă. Da, nu aveau experiență, mai naiv. Mult mai naivi și nu aveau experiența pe care o aveau ăștia, lupii tineri, și erau mai tineri. Acolo aveau pe Ionescu Galben, pe Diaconescu, nu știe nimeni cine sunt. Adică oameni care erau în vârstă și care nu aveau experiența guvernării. Pe când toți ăștia din PDL, de fapt din PD, din Partidul Roman, fuseseră în FSN de la început, de la anii 90. Adică toți care au plecat și fuseseră miniștri, cam toți care fuseseră miniștri în primele cabinete, cabinetul Petre Roman, s-au dus cu Petre Roman. Oameni tineri, cei mai mulți dintre ei. Tot o întrebare de trecut. În 2014, când ai aflat prima dată că va fi candidat unul numit Klaus Iohannis? Nu știu, destul de târziu și nu nici atunci mi s-a părut că e o glumă. Sau? Da, adică în momentul meu a zis Klaus Iohannis. Unul care a fost primar la Sibiu, adică așa și... Care a fost șmecheria electorală de a câștigat el? Și acum știm ce e. Șmecheria electorală a fost aia cu votul în diasporă. Păi și de ce? Și de fapt e neexplicabil. Uite, la o emisiune de, cred că acum 2 săptămâni, l-am mai întrebat o dată pe mă întorc în acela, da, la locul crimei. L-am întrebat pe Victor, cum s-a putut? Da. Zice, domnule, nici măcar oamenii ăștia care fac studii, socioleo și așa mai departe, cei care fac sondaje, n-au putut explica cum a câștigat, cum a mai luat Iohannis 2 milioane de voturi în plus. Păi da, dar el trebuia să explice cum de a permis diversiunea. Când tu cum îți explici? Păi a fost și, ca și diversiunea când au candidat Băsescu și cu Năstase. Aceeași chestiune. Păi nu știu ce... A fost o chestie emoțională. Știți că spuneți uneori, domne, o să vezi că o să meargă aia să voteze pe Chioveși și dacă spui ceva împotriva, eu să-ți dea cu poșeta în cap pe stradă, da? Te-am ales că într-un editorial pe care l-am descoperit scris de mult, spuneam că mă miram atunci în 2004 bâlbăiala lui Năstase. Da, era de foarte timorat. De ce? Pentru că se mai avusese loc câteva evenimente înainte de, de bâlbăiala asta. Și anume, vă aduceți aminte că Ion Iliescu îl grațiase pe Miron, da, Cosma. Știa. A fost un șir, parcă cineva aranjease toate aceste întâmplări, toate aceste evenimente. Și a culminat după turul întâi, da, când a venit prietenul nostru de la Pro-Democrația și a spus că, da, alegerile au fost furate, vor fi furate. Dar știi că au fost dat în judecata aia de, da, la, da, da, nu de la Birou Electoral Central, exact, da, da, de la autoritatea. Adică au făcut și demersuri în sensul ăsta. Și dar n-am înțeles niciodată, nimic. Asta arată incapacitatea polițienilor de a reacționa puși în fața unui eveniment neprevăzut. Asta s-a întâmplat cu Adrian Năstase atunci când au venit și nu au putut să contracareze această, da, minciună ordinară. Cum? Aceeași chestie s-a întâmplat cu Ponta. Cu Ponta când, păi, e de să vă spun că Iohannis n-a fost altceva decât o marionetă și a fost împins în față ca să ajungă președinte. După primul tur al alegerilor, a ținut o conferință de presă Klaus Werner Iohannis, da? Și bineînțeles că ziariștii toți acolo veniseră să povestească cum n-au fost lăsați românii din diaspora să voteze, să voteze în general, că, da, voiau să-l voteze, să voteze, dacă nu era vorba despre. La conferința aia de presă, era cea mai tare conferință de presă pe care eu am văzut-o vreodată, ar fi trebuit să fie, cu ocazia unor alegeri prezidențiale. A venit Klaus Werner Iohannis, s-a prezentat, nu. Bună seara, da, turul întâi a fost alegere, dar credem că în turul 2 o să câștigăm, că nu știu ce, că nu știu cum. Și a plecat, nescoțând niciun cuvânt despre ceea ce vorbea toată România. Da. Pe mine mă sunau prieteni în străinătate
Nu, îmi spuneau prieteni de aici, dacă am rude prieteni în străinătate, să meargă în turul 2 să voteze pe Ioan. Și eu întrebam de ce. Păi n-ai văzut că n-au fost lăsați la turul 1? Da. Să voteze, zic, băi, asta e o diversiune ordinară, adică nu poți să crezi asta. Nu, lasă-mă că nu, că a fost, că au vrut să se ducă unde, nu știu unde și n-au fost lăsați. Au votat în mod firesc. Mai stucă. Au creat-o băieții. Dar nu vine să cred. Păi uite, au reușit să o creeze. Dom'le, ascultați-mă, Cioanii s-a plecat. Da. Aia care erau cu 200 de ziariști, păi să vedeți imaginile, că le dăm într-o zi. Aia care veniseră pentru o singură întrebare, diversiunea, adică în legătură cu faptul că românii n-au fost lăsați să voteze în străinătate, l-au întrebat și aia striga la el și el, a făcut câțiva pași și zice, o secundă, s-a întors. În legătură cu votul, el uitase, de fapt, că lecția nu era, nu era de la alții. De ce nu pui imaginele astea? Ba da, trebuie să le punem, poate să le găsească și cei de aici, dacă nu le punem odată. Și, adică el s-a întors, zice, și în legătură, păi, băi, alo, nenea, vorba dumneavoastră. Păi era un singur subiect la această conferință de presă, că românii n-au fost lăsați să voteze în străinătate. Și el și-a adus aminte de cel nicio secundă, el făcea parte din joc, dar era un singur instrument, sigur, candidatul la prezidențial. Era ca Ion, ca inteligență artificială. Da. El uitase să spună lucrul cel mai important, pentru care venise toată presa din România. Erau zeci, poate o sute de ziariști acolo. Apropo de acest an, am invocat în mai multe jurnale video, ce ne spuneai tu, că eram atunci la Marius Tucă Show, venea Cristian Turbopescu și tu ziceai, chiar țineam să răspunzi acum, vedeți că aici nu e ca în presa scrisă, nu puteți afirma orice. De ce atunci nu se putea afișa, acum se poate face orice prostie? Domnule, era, păi vă spun de ce. Dar tu chiar pe bune ne spuneai că pentru că vă spun de ce. În 96, când am început, încă era la putere Ion Iliescu. Da. Și era o presiune foarte mare din partea CNA-ului, că CNA-ul era numit de, FSN, ce era? PDSR, ce era PDSR atunci? PDSR. Da, și în permanență era o chestie asta și ni se spunea și la televiziune, atenție la amenzi, atenție la sancțiuni și așa mai departe. Și atunci, una era limbajul, că puteai să scrii pamflet orice în presa scrisă și presa scrisă era liberă în anii 90 și chiar 96. Și alta era televiziune. Dar până la urmă, cred că am spus tot ceea ce... Păi de ce voi temeți aminte? Nu mă temeam eu. Păi nu, ăștia nu se mai tem. Nu mă temeam eu. Păi iau acum cu doi omul. Da, pentru că s-a schimbat, e cu totul altă lume, adică nu mai contează. Și cu toate astea, uite, am avut grijă, apropo, că venea unul, spunea, aduceți-vă aminte de evenimentul când ăla, cum îl cheamă, Laufer a intrat și i-a zis despre Simion că are un iubit, da? Da, nu adică, era posibil. Păi nu, la mine n-a fost posibil niciodată să vină cineva cu acuzații de felul ăsta sau cu chestii, hai să nu spun dovedite, puteai să faci o analiză, puteai. Eu de-aia n-am luat niciodată în amendă în istoria CNA-ului. Și cred că la mine s-au spus lucruri care nu s-au spus. Da, adică am făcut amândoi, aduceți-vă aminte, cu afacerea Țigareta, în care spuneam, transportul de țigări era la unitatea militară, ăia care au adus țigările pe vremea lui Emil Constantinescu. Și cu toate astea n-am primit nicio amendă. Păi asta trebuie să spunem pentru amândoi, că eram doi jurnaliști. Noi nu ne impuneam un cod. Nu. Nu știu, bunul simțere, că cum să vină unul să spună că ăla trăiește cu ăla. Nu, era vorba de a respecta meseria asta. Da, adică e vorba de tine, nu trebuie să spun. Vreodată cu o acuzație de genul ăsta sau ceva? Când luptam la evenimentul împotriva lui... O să pui în cel mai rău caz o întrebare, domne, există chestia asta, suspiciunea. Mai ales că mai e ceva. Noi n-am vorbit niciodată despre viața privată. N-am intrat în viața privată nici noi, evenimentul. Nici măcar pe vremea lui Băsescu, când erau niște lucruri evidente și am fi putut. Da. Dar am analizat din punct de vedere politic, nu al vieții personale, care cu care, cine cu cine. Anul acesta, ce diversiune crezi că ni se pregătește la prezidențial? Asta e o întrebare, foarte bună întrebare. Cred că diaspora nu va mai merge? Nu, nu mai merge cu diaspora. Și unde, în primul rând, nu va merge cu diaspora pentru că cei mai mulți dintre cei care votează în diaspora votează pe Simion sau votează Aur. Și atunci sistemul nu are niciun interes ca să spună că n-au fost lăsați aia să voteze în diaspora sau imediat ar înăbuși chestia asta. Uite, e o bună întrebare asta și dacă stau să mă gândesc, va fi greu de făcut o diversiune.
Pentru că, totuși, atunci când Ponta se întâlnea cu Iohannis, avusese loc o ruptură în USL-ul, nu mai exista. Așa. Și era o viață pe viață, era o bătălie pe viață și pe moarte între sistemul pe care îl construise Băsescu și îl lăsase la și cheie. Care și lăsase la cheie și voia să rămână la putere și ei să hotărească. Adică să fie ales Iohannis și Ponta, care partea ce mai rămăsese, adică PSD-istul, Ciumaroșie, Muie PSD, pardon de expresie, dar înțeles că e expresie filozofică. Acum greu de crezut că se mai poate naște o diversiune. Singura diversiune care se poate naște este împotriva lui Simion, dacă va candida da. În turul 2. Adică să vină aia cu niște dovezi din Moldova. Din Moldova sau de la Kremlin să spună, uite, dovada că Simion este omul rușilor. Altfel, ce să spui despre Ciucă sau despre Ciolacu? La Ciucă nu e nevoie de diversiune. Păi asta spun. E greu de crezut că va fi o diversiune. Cred că va fi o diversiune tot dacă va fi împotriva lui Simion. Altă diversiune nu văd. Pentru că sistemul în momentul ăsta vrea să iasă Ciucă sau Ciolacu, nu? O parte vrea să iasă și alaltă. Ești de acord? O parte, dar poate o parte care a fost marginalizată, care așa. A fost acolo și e destul de subțire după 20 de ani în care sistemul a funcționat perfect, să-i spunem. Hai să vei la... Am discutat, dar tu erai întrebător și eu răspunzător. Da. Spune, la tot acest tărăboi, sindrofie, cum e zic, da. Congresul PPE, vreau observația ta nu de analist, ci de scriitor. Cred că mai degrabă de scriitor, de ziarist. Ce ți s-a părut ție, hai să zicem, ridicol? Nu, mi s-a părut ridicol că ăștia de la PNN au făcut din venirea lui Ursula, care este o... Adică la nivelul în România nu mai spun. Adică e văzută ca o persoană sinistră din punctul meu de vedere, da? Și să faci afișe din faptul că a venit Ursula. Hai să spunem, PPE mai e un partid popular european. Și să-ți faci afișe, că vorbeam despre chestia asta, că Ursula a venit aici. Mai mult decât atât, Ciucă să spună ce bine ați făcut cu vaccinurile doamna Ursula, când România... Ea însă și România, țara noastră, are un proces cu ăștia de la Pfizer, cu Big Pharma, pentru că am luat sute de milioane de vaccinuri care au expirat și le aruncăm la gunoi. Și tu să vii, însăși Ursula von der Leyen a venit și a zis, uite ce am făcut eu pentru România, că am adus vaccin. Ciucă a zis, bă, doamna, adică asta mi se pare... Mi se pare de ceva incredibil că PNL-ul a mai scăzut 5% după acest congres PPE. Nu îndombrațe cu atâta entuziasm pe Ursula. Și aici ajungem la întrebarea pe care și-am pus eu și nu mi-ai răspuns care? În emisiune. Nu, până acolo. Țineți-vă întrebarea. Mai e ceva. Dom'le, mi se pare caragios că ne ploconim când vin niște politicieni care de sunt, 2 lei, care nu vor sunt mai care fi. Politicieni de 2 lei, mulți dintre ei nu vor mai fi și exact cum spuneați, asta Mesola, da? Uitați-vă la Turcan, nu e mare diferență între Turcan și Mesola. Adică ploconirea în fața unor politicieni care sunt niște politicieni ca oricare alți politicieni din România. Și eu n-am înțeles de ce ploconeala asta, de fapt slugărnicia asta față de... Plus că mai e chestiunea că ne-am lăudat o noapte, exact cum a fost cu Joana. Joana chiar câștigase cu adevărat. O noapte ne-am bucurat că am intrat în Schengen și dimineața m-am aflat că n-am intrat în Schengen. Și ne-au spus aceiași oameni, ne-au spus că n-am intrat în Schengen, dar vom intra când de curând posibil. Până eu te-am întrebat în emisiune, spune și mie, ei știau că nu. Eu nu cred că nu știau. Da. Că nu erau că... Știau că ăla s-a abținut, dar ce a apucat să facă? Sunt atât de proști? Nu, vă spun ce s-a întâmplat. Ei au crezut că o să ambaleze atât de frumos declarația aia comună, declarația politică, și aia o să spună că, domne, vedeți că o să intrăm în Schengen. Așa vine, bă, cancelarul nu e atât de dur. Și după aia când vine Nehammer, le-a dărâmat tot castelul de nisipători. Nu, știi, stai, e genial. Da. Pentru că am văzut și foarte multe nemulțumiri la... comentatorii de partid și de stat, că de ce nu a fost mai discret. Pe asta n-au știut. Au crezut că ăsta vine în România și nu va fi oprit. Uite o chestie de pe care nu știu de ce au făcut-o.
Și anume că au mințit că ei austrieci din PPE au votat și ei asta, pe când ei s-au obținut. Păi zi mai înainte, mare stucă. Păi nu, asta n-am înțeles. Nu știau că, păi o vrăgeau cu presa. Nu e. Doamne, destul de... Na. Da, era asta, se putea împacheta. Ai spus o idee genială, da? Și acum renunț. Nu renunț. A zis că asta puteau și asta. Sunt acum, de acum îmi dau și acum ai răspuns. Ei da. Nu au crezut, au crezut așa, bă, vine cancelarul, l-a da, întâmpinat. Bună ziua, bine ați venit. Și va evita. Și va evita și nu va discuta. Numai că la o jumătate de oră după ce a plecat la Cotroceni, a pus pe Twitter, păi da, da, că ea rămâne, nu s-a schimbat nimic. Deci chiar îi reproșează cum de-a zis. Aici. Da, da. Nu pe asta au pariat. Ei au pariat, că... comunicatul ăla comun, da, și manifestul. Și asta vine, bună ziua, bine ați venit, și că nu o să spună nimic. Da. Nu o să spună nici că e laie, nici bălaie. Măi, că ăla a pus pe Twitter la o jumătate de oră după ce a plecat la Cotroceni, dar eu vă întrebam altceva. Dom'le, dar tu de ce te-ai mai întâlnit Iohannis cu el? Ai spus mai înainte. Ei sperau că el a zis după plecare de acolo. Nu credeau că el a face asta. Bun, dar Ciolacu s-a întâlnit după ce a spus. Hei, eu nu mă mai întâlneam cu el. La Ciolacu a făcut pe ideea ca să mai aibă speranța. Da, să zică, uite, totuși Ciolacu s-a întâlnit cu el, să îi mai spun o dată că o să-l convingă și așa. N-am mai departe. N-am discutat în emisiune, pentru că n-ai zis tu, de anunțul făcut astăzi de Marcel Ciolacu, care e tare, că în legătură cu reluarea... Cu Roșia Montană? Da, va face un referendum pentru... Adică, tu ai studiat, ca să spune și am mie. Am studiat și am făcut nenumărate emisiuni. Și deci, în primul rând, explică-te despre ce e cu Roșia Montană, că au uitat. Deci, în primul rând, ăștia avuseseră un contract și expiră în 2024. Atenție, contractul. Aha. Contractul expiră cu Gabriel Resources. Expiră în 2024. Da. Deci, anul acesta expiră. Și au venit prietenii noștri, cum le zice, stefeliștii, în momentul în care Ponta a vrut să facă, să treacă această exploatare prin Parlamentul României, dar nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta, au ieșit băieții cu, cum se cheamă? Cutiile de conserve. Nu, cutiile, cu alea, cu peturile pline cu nisip și le loveau de aia. Au venit Cioloși, au scos, au băgat în UNESCO ca să nu se mai exploateze niciodată și acum a venit nota de plată. Statul român trebuie să plătească. Dar trebuie explicat, explică-le tu, trebuie de ce? Pentru că noi n-am respectat un contract. Noi n-am respectat un contract pe care noi îl făcusem. Da. Și în baza acestui contract, cei de la... Boc, o să râdeți, primul ministru Boc a fost cel care s-a aflat la baza acestei semnări, acestui parafării acestui contract. Da. Da, Boc pus de Băsescu, bineînțeles, dar nu discută nimeni despre da. Boc e marele democrat care a fost pe aici, a dat cele mai interesante declarații. Da. PPE. La congresul PPE. Și acum a venit nota de plată. Care se anunță mâine. Ce urmărește Ciolacu prin acest anunț că face referendum? Grea întrebare. Grea întrebare. Nu se mă ce. Deci, atenție, a anunțat că va face referendum pentru reluare. Va face referendum. Când va avea loc? Spunând, în cazul lui Ciolacu, el întotdeauna e salvatorul, da? Da. El salvează cu pensiile, cu aia, cu dar tot cu referendumul care își mechire. Păi spune da, telespectator că va dura ăla. Uite, am salvat încă o dată România, statul român nu plătește miliarde. Pentru că astăzi am văzut foarte multe analize pe televiziune de partid și stat. Dacă noi plătim, nu știu, 6 miliarde, e bugetul pe un an întreg al Ministerului Sănătății. Și vine salvatorul. Și vine salvatorul. Normal că vine salvatorul, spune, băi, fraților, v-am salvat încă o dată. Nu mai plătim 6 miliarde, dar va trebui să punem în discuție, nu vreți să plătim, da? Dar voi, popor român, facem un referendum, spuneți dacă vreți exploatarea de la Roșia Montană. Sau să plătiți 6 miliarde. Sau să plătiți 6 miliarde. Păi asta e, păi bună șmecherie. Ce vreți să plătiți 6 miliarde? Nu vreți să plătiți. Da. Atunci hai să facem un referendum dacă să aibă loc exploatarea la Roșia Montană. Bineînțeles că vin și spun cu respectarea tuturor condițiilor de mediu, că ceanurile astea sunt periculoase și așa mai departe. Păi de-aia facem referendum. Când până face... Până facem referendum, ce spuneam, să crezi că acțiunile la bursa Sturac au câștigat procesul, că statul român se gândește să prelungească contractul, pentru că acest contract expiră în 2024 și așa mai departe. Și aia renunță la 6 miliarde? Păi nu. Depinde ce înțelegere face cu guvernul României, cu statul român, în ceea ce privește exploatarea. Nu renunță la 6 miliarde, gata, renunță la 6 miliarde că voi faceți referendum. Nu, bineînțeles că nu. Păi și mai vine aia cu peturile.
Păi e bună întrebare. La 6 miliarde. Dar de ce nu vin acum cu peturile când se anunța asta de 6 miliarde? Să spun, am învins, am câștigat, nu mai are lot exploatarea, dar plătim 6 miliarde. Dar n-ați înțeles că aia, ca și cu aia cu luminițele și aia cu peturile, erau la ordin pentru că era o confruntare între Soros, care nu există, între noi fie vorba, da? Și nu știu ce investitor de la ăla, cum îl cheamă, nu mai știu cum îl cheamă, Bătălian 3, că ăsta era împotrivă Soros pentru exploatare și de-aia și băieții cu peturile și ăla care vrea era în spatele exploatării. Ce n-ați înțeles? Întotdeauna e follow the money. Ai lansat în emisiune, ai dat acea informație că eu am anunțat că nu, nici acum nu fac ordonanța. De ce nu au făcut-o în 28 săptămâni? Care e problema ordonanța de comasare? Aici am un ziarist celebru numele lui Ion Cristoiu care ne-a spus în nenumărate rânduri și atunci nu l-am crezut că tot ce au făcut ei, toată telenovela asta, era de fapt să înghițim până la urmă alegerile comasate. Nu, listele comune. Alegerile, comasarea alegerilor și ulterior listele comune. Dumneavoastră n-ați văzut că, dacă la început am spus și noi, am mai zis și alții, dom'le, e împotriva democrației comasarea alegerilor parlamentare cu locale. Că băi au discutat 2-3 săptămâni telenovela, au înghițit chestia asta românii pe nemestecate. Păi și de ce nu fac acum? Și acum mă gândesc că ori face parte din piesă chestia asta, ca să nu mai zică nimeni nimic, pentru că ultimele sondaje au arătat că ei nu fac 50%, ei fac 42% și au 30-32%. Și atunci, până la urmă, în urma unor noi episoade din această telenovelă, să înghițim și faptul că au liste comune PNL-ul, că nu e nicio problemă. Că bănuiesc, dacă nu, chiar nu înțeleg de ce au făcut toată această telenovelă. N-am nicio explicație, sincer. Acum, o întrebare care nu e de o complezență. De ce nu? Ca asta care a funcționat acum. Nu. Lumea... Nu e o întrebare de coțofană. De ce n-ai intrat în politică? Chiar pe bune. Pentru că mi-a la mine este explicabil. Că pentru că eu nu sunt bun la politică. Dar nu m-am gândit niciodată că aș fi bun sau n-aș fi bun. E mai bun și manager. Nu, dar nu, pentru că mi-a plăcut foarte tare ce am făcut. Și mi se părea, pentru că știți foarte bine, da? Când faci o televiziune, depinde de tine ce faci acolo. Sigur că ai și o echipă, depinde să ai o echipă bună. La ziar depinde de tine, nu că tu conduci echipa. În momentul în care ai politică, te pierzi acolo, n-ai nicio putere, după părerea mea. Adică să faci ce în politică, să miști lucrurile? Păi mai ales că noi suntem oameni care am construit, care am făcut proiecte în tot ceea ce am făcut. Jurnaliști care s-au dus. Și ce au făcut pe jurnaliștii care s-au dus? Rareș Bogdan. Și ce? Rareș Bogdan este purtătorul de cuvânt al... Al cui? Al, nu știu, al cui. Al Nehammer, nu știu Nehammer, al cui. Da. Nu, și ce a făcut Rareș Bogdan? S-a dus la Parlamentul European și... Te-am întrebat în emisiune, de ce îl votează aia pe Trump? Tot nu înțeleg. Pe Trump îl votează pentru că acolo America este fără glumă într-un pragul unui război civil. Tot ce am citit în presa americană este un război între globaliști ăștia, progresiști și așa mai departe, cu adevărat. Și Trump care este exact opusul. America, iar America tăcută aia despre care... Aia din afara autostrăzii. America tăcută aia nu vrea asta. Ea vrea ca să existe familia dintre bărbat și femeie. Vrea ca... Sunt atâtea lucruri, n-are rost să le mai... Nu vrea să dărâme statuile. Nu vrea chestia asta cu political correctness. Că nu vrea. Păi nu știți că ăia a angajat la un moment dat la o companie aeriană și nevăzători și oameni cu... Doamne ferește, adică când e vorba despre siguranța aeriană, cum să faci așa ceva? Pentru că e vorba de diversitate. Crezi că noi avem o imagine falsă a Americii și o identificăm cu New York-ul? Că am înțeles că dacă ești pe autostradă, e alta America. Asta a fost dintotdeauna, că America profundă e alta, și România e profundă. Așa. Că noi aici suntem într-o bulă și trăim, ne aruncăm în mașină, vedem orașul ăsta și așa mai departe, lumea care e, totuși București a devenit un oraș cosmopolit. Pe când, dacă te duci la 50 de metri, 50 de 20 de kilometri mai încolo, e România e cu totul altceva. Și în America e la fel, dar în plus față de America profundă versus New York-ul, mai sunt cele două ideologii despre care vorbeam.
Iar Trump în cei 4 ani n-a schimbat mai nimica, pentru că Deep State-ul, toți cei care erau sub el, de fapt nu erau cu el. Și a dat seama destul de târziu, n-a mai avut timp să fac. Are vreun corespondent în Europa? Orban este, de-aia e și prietenia asta între ei. Uite, îmi spunea profesorul Dan Dungaciu că aproape cu obsesiv în toate discursurile lui, nu știam chestia asta, Trump aduce aminte de Orban, de Victor Orban. Aia nu e real o vitură lui Orban, pentru că ții totuși ai în spate republicanii. Da. Adică nu e, nu poți spune că și America pe, și pe Trump care e nu, posibil nu contează, să revină la, da, e republicanii oricum și pe Trump care e posibil să... Fata aia de ce n-a renunțat mai de mult, Nikki? Pentru că aia trebuia ținută în cursă astfel încât vreo diversiune pe care au pus-o la cale Deep State-ul va reuși. Cum că ăsta, Curtea Supremă de Justiție valideze soluțiile astea din statele americane, da, la primare că n-are voie să candideze. Și așa mai departe, nu știu, se întâmplă ceva și să rămână ea în cursă. La noaptea am înțeles că este un discurs al lui Biden, te aștept să spună... Ce să spună Biden? Te anunță să anunțe că renunță? Nu. Nu mă aștept, pentru că nu mai au cum să schimbe pe Biden. Cu toate că, din punctul meu de vedere, ar fi o mișcare importantă care le-ar da mai multe șanse democraților. Genial ar fi. Da, dacă ar fi, dar problema e cu cine vii. A, dacă e Kamala Harris. Doar cu Kennedy, îți place de el? Da, din ce am văzut în vremea pandemiei, a avut niște discursuri mai pe sufletul nostru, apropo de ce se întâmplă în America, ce s-a întâmplat în pandemie. E vorba de drepturi și libertăți și așa mai departe. Și e Kennedy, adică poate fi, da, greu de crezut că îl vor accepta. Pentru că Kennedy nu este un om al deep state-ului, nu este un om al sistemului, din potrivă. Adică, chiar dacă face parte din Partidul Democrat, are cam aceeași aliură, structură ca Trump. Da, spune-mi în acest, eu public aici un editorial. Da. Și primul lucru pe care l-am comentat a fost, de fapt, o întrebare. De ce o devansată aia prezidențială, eu nu pot să nu știu, zic. Aici ne certăm. Nu știu, jur că nu păi înțeleg. Păi te întreb. Dumnezeu, singurul motiv. Nu motiv de desubt. Nu. În primul rând, tu știi vreun motiv oficial? Nu. Păi și cum adică? Asta e secretomania, facem în septembrie, eu n-am înțeles. Păi și poporul de ce și de ce în septembrie? Nu întreabă nimeni. Păi da, ce poporul a zis ceva de faptul că se comasează legea? Așa e, da, bun. Ați văzut vreun protest aici sau ce? De ce l-au pus? Sincer, nu înțeleg. Știu ei că va fi, cred că Iohannis va primi un job. Singura chestie pe care aș putea să vin cu explicație, dar e destul de palidă, că Gioana nu poate să candideze, că e secretar general NATO. Pentru atâta? Păi, tot, nu știu, spuneți-mi asta. Chiar vă întreb. A, că, și altă explicație pe care am mai dat împreună, că Iohannis a plecat mai devreme, că ar obține un post la Uniunea... Că a anunțat Ursula că mai face două de comisari. Păi nu încă două. Asta ar putea să fie. De IMM-uri și asta de... Asta e singura explicație. Alta nu există. Și el să fie, am înțeles, comisar pe apărare și... Da, și vicepreședinte al Parlamentului European. Păi în locul lui Alina Vălean. Da, dar cu funcția și de vicepreședinte al Parlamentului European. Și care e afacerea? Dacă e și vicepreședinte. Pentru că își găsește un post, Dumnezeule. Nu vedeți că pe țara asta scris așa. Căutăm job. Nu, închis pentru reparații, căutăm job pentru Iohannis. Da. Adică asta e... N-am pomenit la niciunul din președinți în ultima lui, nici la Ilescu, nici la Emil. Da, dar și cu Băsescu mi-a zis mie în urmă dată interviu, zic, ce faceți când plecați la Cotroceni? Zice, mă duc acasă. După ce ai fost președinte. Dar nu era discuția. După ce ai fost, nu, dar eu spun ce zice, după ce am fost președinte României, n-aș putea să mai ocup altă funcție. Funcția de președinte al României este funcția cea mai înaltă în stat și așa mai departe. Îl cunoștea bine pe Gioană. Ce l-a apucat? Ești în serios? L-am pus cineva să candideze? Că eu cred că e un candidat foarte bun, Mircea. Nu, eu n-am zis că e bun sau rău. Ce anume? Deci a decis să facă. N-are partid, n-are bani. Nu, în primul rând că a trecut printr-o experiență traumatizată aia, când noaptea era câștigător și a doua zi au rezolvat aia. Cu... bună ideea ta, o să o preiau. Ce anume? Cu noaptea am fost în Schengen. Da, noaptea am fost în Schengen și dimineața eram tot maritim. Eram în aer. Da, cred că
Păi dacă stăm să ne uităm în jur, e un... A fost șeful PSD, a fost ministru de externe, a fost ambasador, da, după... a fost secretar general al NATO. Nu și-a învățat căderile. A învățat dintr-o cădere, da, cum n-a căzut nimeni. Da, adică groazile. N-a căzut nimeni așa. La Ponta am știut sănătate la mulți ani, la Adrian Stase la fel. Știi, Marius, că aia mi-a povestit, a fost o chestie unică în istoria României. Cine? Ăia s-au dus, s-au îmbătat. Da. Aia de la a lui Joană, da, pesediști, s-au dus să culce. Da. Și când s-au sculat pe la 11, nu știu cum înțeleg. Deci aia, da, dar noi știam. Nu noi, mă, eu vorbesc de ei, da, pe bune. Da, da, probabil, da. Sau nu că în județe s-au dus și pe la 11 au văzut că sunt pline de mesaje. Băi, știți că nu mai avem? Cum e aia schița lui Caragiale când... S-aud petarde la afară că nu știu ce. Aia, conul Leonid. Conul Leonid a față cu reacțiune. Genială. Nu e revoluție. Dar nu e nimic nou. Nu e nimic nou în România. Adică noi suntem construiți, trăim după tiparul ăla din Caragiale. În fapt, după multe tipare din Caragiale. A doua chestiune am abordat-o. Deci îi știi bine pe ce doi președinți. Te-a surprins interviul lui Iliescu? Da, m-a surprins. Prin ce? Prin faptul că nu credeam că încă e atât de ancorat vorba, da? Expresia lui în realitate. Toți au zis că nu mai avea limbajul de lemn. A, bună, nu m-am gândit. Nu, că e atât de ancorat în realitate. Adică vorbește despre faptul că știe că apar meme-uri dintre alea cu el tot timpul și că Iliescu, care trăiește 100 de ani și că schimbă toate regimurile. Da, și probabil că și datorită faptului că interviul a fost luat de un apropiat, un consilier al lui Ionuț Vulpescu, care a fost ministrul culturii, probabil că și asta a dus ca limbajul să fie mai prietenesc, mai... Da, a lui Băsescu ce l-a apucat să revină? Te întreb. Nu știu, vorba dumneavoastră, nu știu de ce, de unde până unde să apară, să spună toate chestiile alea, adică... Eu mă așteptam, nu mai întrebam niciodată, să fie după... Adică acum că tot pleacă, nu știu, să fie mai nuanțat, mai... Adică tot, parcă era Radu Tudor. Nu, dar ar fi mai bine să nu fi spus. Totuși Iliescu în 20 de ani, de când nu mai e președinte, a dat un interviu. Da. N-ar fi mai bine să te duci acasă, să crești nepoții, da, și să rămâi și așa mai departe. Face fundație. Deci pe ce fundație? Fundația niște băuturi, nu știu ce. Niște e consumatori. Ești răutăcios. Cel mai iubit dintre comeseni, nu știu ce fundație face. Cioroianu a dezvăluit că Emilia Șercan lucra la... Nu, nu, te pe tine. Spune de vedere ca un scriitor. Cum a ajuns Emilia Șercan la concluzia să verifice o teză de acum 20 de ani? Aici o să... Aici e o părere diferită despre dumneavoastră. Ziaristul poate, da. Ziaristul poate să scrie despre orice. Da. Cu condiția să se ducă, să se documenteze, să citească un articol, o carte, 10 cărți, 5 rapoarte ca să înțeleagă despre ce scrie. Da? Da. Ați făcut asta? Am făcut asta. Da. Am făcut emisiuni despre subiecte la care m-am pregătit și mă durea capul pentru că nu era un subiect, cum să zic, pe înțelesul meu sau care să mă reprezinte pe mine. Și mai e o chestiune pe care dumneavoastră o uitați de multe ori sau mă nu v-ați gândit la ea. Există un program, da? Bagi teza de doctorat în program și programul ăla spune cât aia. Adică e o chestie. Asta nu înseamnă că Emilia Șercan e marele ziarist. E un ziarist. De ce a apucat-o. A, ce a apucat-o cu Joana? Ce a apucat-o cu Joana? Da. Păi e candidat. A, păi și de ce acum pe 20 de ani? Ia stai. Pentru că e candidat de asta. Să spun o întrebare, da, care te va da peste greu. Cât mai avem? Cât mai avem? Păi 3 minute. Au plecat. Mare să te pun o întrebare ca un scriitor, da? Așa. Fata lui Cantemir, Maria Cantemir, a fost amanta lui Petru cel Mare. Da. De ce crezi? L-a iubit sau i-a plăcut ca... Întreb, este atracția față de un bărbat puternic. Genial. Știi că în cărțile de pe ea se spune că a atras-o... Da. Povestește Lucia Borș că la primul mi bal... Mi se pare că Băsescu e un băiat... Nu lasă Băsescu. Un bărbat frumos? Stai mai la Petru cel nu, Mare. Nu, vi se pare că e un bărbat frumos? Și cu toate astea a avut succes. Era, dacă era rusoaică, atracția era, puterii. Era că era româncă sau că era? Nu, că era femeie. Nu facem discriminare aici. Și orice femeie? Și... Orice femeie, păi, da, în general, povestește că la bal a luat-o la dan și femeia ea... este întotdeauna atrasă de un bărbat puternic. Eu te-ai început...
Bravo, am început să discute despre femei. Asta m-ați întrebat și m-a preocupat chestia asta. Nu m-a chestia atrasă de un bărbat puternic, de un bărbat interesant, un bărbat sofisticat, nu să fie de atrasă de... Nu vreau să dau nume aici. Păi era țarul, nu? Și poți să reziști vreodată țarului? Nu, și încă ce țar? Și ce țar? Țarul Rusiei, adică... Și Petru cel Mare. Și Petru cel Mare. Adică ce cum era... Cum da, dar Stalin nu a avut. Era fascinația... Stalin de ce n-a avut iubite? Fascinat, nu știm noi că a avut, pentru că era dictator. Era fascinația... Puterii, înainte de orice, a unui bărbat puternic. Puterii asupra unei femei. Scriitorii... Femeile s-a atras întotdeauna de putere. Deci după 45, scriitorii, puțin, care l-au văzut pe Stalin, crezi că erau pe bune fascinați de Stalin? Păi ce de Putin nu sunt? Sunt și la noi? Păi tot fascinația puterii. În ce sens? Înainte de a intra, uite, haideți să vă spun ceva. Am auzit foarte multe femei vorbind la modul superlativ, aproape de admirație despre Putin până să invadeze Ucraina. Da. Că acum e criminal, a invadat o țară, dar foarte multe femei găseau în Putin puterea masculinității. Dumneavoastră a spus că în momentul când v-ați venit să vă ridicați în picioare. Sigur că e o figură de stil până la urmă. Simți puterea. Deci am simțit-o și eu. Liderul puternic emană. Da, și eu am simțit-o față de oameni. Ciucă emană? Nu, ciucă nu emană nimic. Nu. Adică simt și eu ca bărbat am simțit față de anumiți scriitorii mari și așa mai departe. Față de Sorescu, cu toate că el avea o atitudine destul de rezervată și o timiditate excesivă. Noi m-am întâlnit cu Sorescu, da? Pe care am avut-o și față de Adrian Păunescu, ca putere masculină, chiar dacă era vorba de scriitori. Există întotdeauna asta și există și te complexează, de fapt nu te complexează, de poate și complexa, te inhibă de multe ori o astfel de putere. Tot ca bărbat te întreb și ca scriitor, am spus în emisiune că în 1911 a fost scandalul cu, că de ce nu voiau bărbații femei cu fustă pantalon? Ce se ascunde acolo, bărbătește? Pentru că nu mai era o chestie de feminitate. Zău? Da. De în ce? Momentul în care femeia purta pantaloni, nu mai era o chestie. Nu mai era o chestie de deci feminitate. Deci nu era conservatorism. Rochia fusta, era și o chestie și de conservatorism, că dintr-o dată femeile se îmbrăcau cu totul altceva și își pierdeau din feminitate. De ce? Pentru că pantalonul era al bărbatului, al bărbaților. Da, crezi că duminică 9 iunie seara, cine va fi anunțat victorios la București? Păi nu, vor fi două feluri de anunțuri. Ăla cu euro, crezi că ăla cu europarlamentare va conta? Nu, vor fi două feluri de anunțuri. Ăla la europarlamentare, care la rândul lor va fi împărțat în două. O să vină ăștia de la ori să spună că ei au câștigat alegerile, când PSD și PNL spună noi am câștigat că o să câștige, că o să ia 40%. Pe când asta cred că a spus-o și domnia voastră, dincolo bătălia mare va fi pe București, în primul rând, mai ales că ăștia pe nu televiziun. Vor să lase pe firea pe televiziuni cine e primarul, nu știu ce, dar pe televiziune de partid și de stat, dacă va ieși Nicușor, se va vorbi mai puțin. Crezi că sondajele și vor marile orașe, mai ales unde ei, dacă vor, o să bată USR-ul. Adică la Timișoara, unde e posibil să bată, la Brașov, unde la fel, mai pe la Bacău la și unu, la sectorul 1. Dom'le, în momentul ăsta, mi se pare incredibil. Mare alianță a lupește prăjit PSD-PNL, ei n-au candidat la primăria capitalei. Nu, au spus că o să aibă un candidat comun acolo unde e USR-ul. Păi, cel mai important loc unde e USR-ul este primăria generală a capitalei. Și 1. Și primăria sectorul 1. Și n-au niciun candidat până acum. Hai să spunem că nu vor să o lase pe firea la capitală, că e clar. Da? Și vor acolo, o lase pe Nicușor, că nu poate să vină altcineva să-l bată pe Nicușor. Culmea, pe Nicușor Dan, care 4 ani n-a făcut absolut nimic. Dar la sectorul 1 de ce n-au candidat? Vă întreb eu. Păi te întreb, de ce? Păi tot... Nu, dacă sunt două partide, n-ar trebui să fie o ofertă uriașă? Poate asta încerc să spun. De ce nu e? Dom'le, sunt două mare alianță. Da. Care se aliază, au liste și au comune și de guvernare. Au liste comune doar la europarlamentare. Da. Au majoritate parlamentară, au majoritate guvernamentală. Conduc tot ce mișcă în țara asta, râul Ramu. Dom'le, n-ar trebui să aibă un candidat măcar la...
măcar la sectorul sau 1. O ofertă. O ofertă, o ceva, da, o ceva. Să fie 10 care se bat. Da, da. Dar Aleș Bogdan, da, da, și ăștia da, da, care sunt miniștri, că nu o să fie miniștri toată viața. Dar uite, e bună idee. De ce, da, uite? Mari lideri ai lor. De ce se tem? Turcan ăla. Păi mare se tem că e concurs, e examen. Păi domnule, la sectorul 1 cu Clotil totuși nu e mare la examen. E, hai să e examen. Că la București este examen. Pentru că s-au, să mulțumesc un local duț, sunt ce? Miniștri în cabinetul ăsta, poate să vină și în următorul, că nu o să vină altcineva la putere să-i dea jos. Nu, dar încă o dată vă spun. Deci, domnule, ne-am aliat. Comasăm alegerile, da? După ce le-am comasat, da, facem listă comună la europarlamentare. Și în orașele, da, sau în locurile, da, unde e USR. Păi și tocmai în alea tu n-ai candidat. Da, două partide. Știți care e candidatul alianței PSD-PNL la Brașov? Nu. Nici eu. Bine, nici știți la care e candidatul PSD-PNL la Timișoara? Nici eu nu știu. Cred că e la Robu sau care Robu, a fost. Da, da. Bănuiesc. Hai să zicem acolo. Bun. Ca orice lucru bun s-a terminat. Da. Pot să pun o întrebare. Ce ar fi... Nu putem propune patronului să facem noi o emisiune? Așa? Păi da, e scump, foarte scump. Nu la tine. Nu, dar avem timp, glumesc. Păi nu m-am ales. Acum îți dau un sfat, când se încheie. Da, așa. Trebuie să te afirmi și tu, nu numai ca întrebător. Păi domnule, dar vreau să las pe Ciucă să se afirme. Nu e adevărat. Nu, că chiar ai spus lucruri. Nu știu, vom vorbi despre asta. Ai spus lucruri interesante. Te-a spun ca meseriaș. Da, vom vorbi despre asta. E nevoie și de vocea ta. E adevărat, dar mie îmi place atât de mult rolul ăsta. O să vorbim. Vreți să batem palma acum? Nu acum, ți-am dat un sfat. Nu aici. Contractul. Nu, faceți nu aici, faceți în altă parte. Contractul. Facem noi o emisiune dincolo. Nu mă, dincolo la tine. Bine, vorbim, da. Bine, mulțumesc, mate, spectatori. Voi poți foarte bun analist. Nu mulțumesc, spun ca bătrân. Sunteți dumneavoastră drăguț, da. Dacă aș fi conducător patron nu, de televiziune... Avantajul e că nu vorbesc niciodată, nu mi-e exprim părerile. Dar mare, dacă aș fi patron de televiziune, ți-aș da o coțofană. Nu ne dă nimeni nicio coțofană. Nu, te întrebe. A, să mă întrebe. Nu, nu-ți dau o coțofană să însori cu ea. Doamne, da, mulțumesc, mulțumesc, marțele spectatori. A fost Marius Tucă, analist, jurnalist. Mulțumesc, jurnalist, nu analist, las. Mulțumesc, la revedere.